Nu, n-ai înțeles. Schițele au ajuns deja acolo. Băi, nu știu, noi ajungem undeva pe la 16. Da, Milano Malpensa. Exact. Rugăminte. Vezi, vrem să ne cazăm tot la Hotel Milano Ritz. Și restaurantul la care o să cinăm este tot... cum îi zice la ultim? Craco. Craco. Exact, exact. Da, și un aspect foarte important. Vrem să avem la cină taterii. Bun. Perfect. Vorbim acolo. Pa, pa, mersi. Ce nu-ți convine? Sunt foarte îngrijorat că nu o să avem la cină dateri. Am înțeles. Ți oricum nu-ți convine niciodată nimic. Doar cărțile tale, personajele tale, marionetele tale. Ei bine, n-am cum să fiu o marionetă! Rămâi cu lumea ta și cu poveștile tale. Iartă-mă, chiar n-am cum să fiu unul din personajele tale. De fapt, știi ceva? Măcar acolo ești bun și tu la ceva. Crezi că putem încerca să purtăm un dialog? Stai puțin! Pierdem avionul! Crezi că ai putea măcar să te prefaci? Că, nu știu, cât de cât e în regulă? Ce suntem, ce aici? Cred că e o glumă proastă. Te-a pus să scrii o carte. Ai putea să vorbești? Să văd că existi, că ești viu! Întârziem. Ce vrei să fac? Simt ce vrei să fac! Vreau să oprești. Și măcar nu mă privești în ochi când vorbesc cu tine. Cine privește pe cine?
știu. Într-o pădure. Nu știu. Vă rog foarte mult să mă ajutați. Chiar nu știu. Mi-am rătăcit. Nu știu. Nu știu. Mi-am rătăcit. Nu știu.